Nu, incredibil. Boală. Mai poți? Așa. Mai puteți? Deci mergi tu înainte, că ești bolnav, da? Nu, că merg în cel. Păi eu ce zic? Păi trebuie să dea rinola. Dar am venit cu 25-30. Păi și tu, tu cu cât crezi că am venit? Mergi în față că ești bolnav, nu poți, ești terminat, distrus și oricum fie... Măi, păi să stai mă mai prejos, mă, nu să... Așa ceva... Nu, la ce găsisem eu, îți dădeam daună totală. Era... Ai, nu se poate. Și am vrut să le mergeam, mergeam în tristețe maximă. Păi să știi, găsisem un ion cu 950 de lei și în Brașov. Nu se poate așa ceva... Unbelievable! 950, moca! Nu. Domne, nu, incredibil. Ea este prima gagică care merge în această combinație la mare, fii atent. Și cu care măcării să meargă aproape de bine. Și spun că ușor îmi dă senzația că am plecat cu mama la drum. Haide, gagică. Hai, mergem. Vezi ce mă motivează pe mine. E prima cursă în viața mea când nu mă grăbesc după trenuri. După, e... Deci am zis să nu vină rău, să nu-mi pice, să cad jos pe bicicletă, că n-am avut și senin, și lună plină, și tu că nu ești mâine la tren. Vrea să merg. Băi, zic nu. Zic nu. No. Let's fucking go la mare. A început tura la mare. N-am mai avut răbdare. Să așteptăm vara. S-am întins-o. Oho. Ha. Și prima tură la mare. În 3. Încă o premieră. Pentru că ultimul venit în gașcă e prietena mea. Care mă prăcuiește acum. Îmi dă praful în ochi. Bune. Ieșim din Brașov. Ceva senin. Sorinelu e echipă cu noi azi. Vreo noapte am văzut o lună plină. Nu ne mai grăbim să ajungem până mâine la mare, putem face și poimine. Deci cumva mă gândeam, sper să nu vină rău, bobică, să pic. În această zi cu planeta aliniată. No. Îi dăm mai departe. Am spus că te prind pe cameră, că nu te iert. Gagics. Gagics. Și te mai filmez de vreo 3 ori cum încalești bicicleta. Singura teamă care a apărut e că bate un vânt ca dracu. Pe la Buștenia a început să bată vântul rău de tot. Și acum o să-i duc la o plimbare prin parc, prin Sinaia, pe ai mei cabrazii. Să vedem parcul din Sinaia, că e frumos. What? Again? I cannot believe that. E frumos de vizitat parcul din Sinaia. Gagix mă înjură acolo de zor în spate, că iar am făcut-o. Și sigur, a uitat să schimbă vitezele. Ia să o lăsăm mai încetișor, așa, să nu speriem oamenii pe aici, că nu-i frumos. Așa. Da. That's great. Just great. Așa.
Man. Ok. Nu vine niciun automobil. Un pic de Sinaia. Sinaia. Și încă vreo 40 de kilometri, chiar 45, până la Peco, acolo la Ștefănești, cu terasă frumos, elegant, unde le dăm la bike-uri să înghită ceva curențel, adică trebuie să le curentăm un pic. Când after that, îi dăm mai departe. Ia. Da. No, ce să facem? Îi dăm așa. Deci ne punem de festin, da? Hai să punem asta. Punem de festin, da? Treaba e că trebuie să scot de aici niște tacâmuri. Că n-avem cu ce să... Bă, știi că ai dreptate, că merge cu pâine. Păi, așa ceva. Eu m-am spălat. Oh. Oh. Puta parfum. Eu încep să mă înfupt. Și am la pâine cum îți vine, băi, în orice pâine. Mă, la cred că... A, că una pentru fiecare? Păi ce mă împărțim, mă, lingem aceeași... Da, așa, stai să arăt, vezi, te arăt? Da? Dă-i. Bă, bun. Așa, că pe fasole bune, nu? Da. Toată noaptea am bătulea. Am plecat, mai că... Mai are un pic șuriță afară. Iară? Când ți-ai baterie? În canată? Ți-am zis care-i bine. Pentru. Mai bine am dat, am mâncat. Acum, mai departe. O, 93 pe sport, așa ceva. Am plinat bilingia. Pare că mi-am echilibrat și... What? Da. Let's go mai departe. E fix ora aia care trebuie acum pe centura Ploieștiului. Dar încă puțin și dăm de liniște. Because right now e aglomerat ca dracu. E aglomerat de nu se poate. Băi, iar te e primă! Băi, nu-ți dai! Băi, nu-ți dai! Băi, nu-ți dai! Da, 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 l-am desfăcut-o când a venit aici. Da, iar te oprești. Băi, doar... În spate și a crezut că vreau să mă opresc. Nu e. Nu? Trebuia să-ți dai seama că e un miștoc și nu ești elegant. A, bine. Dar lasă, tot ne-am oprit. E data viitoare vă pun walkie-talkie. Păi ca să nu vă mai opriți, frate.
Vezi, leagă-ți batipul frumos la spate, că nu e legat. A, bun. Ce are dacă ne oprim? Tu nu știi ce scandal era înainte când ne opream. Și nu-i făcut de mine. Și acum a venit și rândul meu să fac scandal, că eu menește, nu? Ia uite-l. Păi ce scandal? Să-i dai înapoi. Alea sunt fix. Păi nu, că-i dau cuvintele lui înapoi, nu sunt ale mele. Doamne, ce vezi că-i dai? Iar ne-am oprit de cât am plecat. Ha! Așa era! Iar oprim? A fost vreme, gata. Păi dă-i ce? Am bătrânit ăsta, l-a ajuns gata, e terminat. Mai poți? Tu nu mai poți de seara noastră, nu urmă! Hai, Dicles, hai că mai un pic până la TSV-ul ăla. Imediat încă o oprire scurtă. Ca să mai băgăm niște curent. Ah, că ne-am încărcat. Prea tare bacteriile din aurea. Hai, băgăm un pic de curent. Să-l dă în spate acolo. Deci, păi normal, ha! Dar dezbracă-te și tu aici, nu acolo! Tam ta na 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 tam ta na. Oh my god, oh my god, I cannot believe that. Oh my god. Hai mă, oprește-te. Așa. Ia să opresc licurici. Așa. Hai mă, oprește-te. No, așa. Acum să împrăștiem un cablu pe aici, așa. Aola. Hai să mă duc să întreb. Aici e mai... Cum mă? Să vine sezonul, să pleci la mare, să uiți scaunul acasă. Doamne ferește azi. Sezonul vine în iunie, nu așa. Băi, în iunie vine la restul lumii, mă. Și dacă stau să mă gândesc bine, a venit din ianuarie la mine sezonul, nu și la gagica de acolo. Perfect. Pentru că cu alea vom rămâne. Bună seara. Ne simtem bine, dar stai să vedem care e încărcătorul la nașpa. Because e unul care face figuri. Aia a luat-o, n-a luat-o. Nu a luat-o, ai că n-a bilită. Băi, iau. Și iau repede. Așa. Bun, asta a luat-o, n-a luat-o. Tocmai am părăsit DN1. Și acum ne bucurăm de liniște și de lună plină și e foarte mișto treaba asta. Și acum trebuie să fac, să vedem unde trebuie să fac și cum să fac. Mișto. Următoarea oprire Coșereni, 52 de kilometri. That's cool. Great and cool. Mamă, ce lună plină ăștia. No comment, am intrat pe șosea doar a noastră. Cu lună plină. Cu liniște de plină. Beton armat. Ușor așa, cu 30 frumos. 30, 31. Ca să fie bine, ca să nu fie rău. Beton. Cine dracu ne punea să alergăm ca dobitoci așa? Auzi ce frumos e pe sport, pe la 25-27, e ce trebuie. Mai ai și curent. Ha? Mai ai? Păi, am că, na. Hai de gagi, zi. Da. Care-i tate, dar nu te mușcă niciun zi, să știi. Ba da. Ba nu. Păi tu îngrijești ce-i te mușcă? Dacă nu
fiecare biță, mă, că aia nu e orice biță. Tu ne, a ta e delimitată totală, îi dai pe turbo și pedale spre răsați după ea aia. Nu că nu se oprește motorul. Deci tu ce ai, e cea mai avantajată. Păi a ta nu e, a ta nu se oprește motorul niciodată. A mai întrerupt? A, super. Încă 30 până la Urziceni. Și-a îngheațat transpirația pe mine. Când am luat foamea și m-am oprit să mănânc. What the fuck? Yeah. Gabarit. Ce tare. Suntem undeva la vreo 50 de kilometri de Slobozia. Sper că am avut un pic. Așa. Să zicea, suntem la 50 de kilometri de Slobozia. Și am stat un pic într-o benzinărie la Căldurică. Cât am luat curent, vreo 2 ore. Și am furat curent nu doar biclele, ci și noi. Am ascupit un pic acolo. Am refreshuit situațiunea. Acum se simte altceva. We are good to go.